Salutare tuturor, bine v-am găsit la Taifas în această sâmbătă frumoasă. O am alături de mine în prima parte a emisiunii pe Dana Elie, președinte al Asociației Monument Oltenia, cu care o să vorbim puțin despre centrul istoric al Craiovei, care se pregătește, este pe ultima 100 de metri înainte de inaugurarea oficială. Bună, Dana, bine ai venit la noi! Bună, Anda, mulțumesc din nou pentru invitație! Cu mare plăcere de fiecare dată. Dana, mai este foarte puțin și o să avem un centru istoric vechi, nou-nouț, ca să zicem așa. Ce impresie îți lasă, așa, la prima vedere, noul nostru centru? Așa este, deja am început să numărăm zilele până la inaugurarea noului centru istoric, lumesc, evident, a centrului istoric. După o lungă perioadă în care am suferit în așteptarea creionării feței sale actuale, dar impresia pe care mi-o lasă la această ultimă vedere înainte de inaugurare este una per total pozitivă. Arată destul de bine, cred că o să fie foarte apreciat atât de craioveni cât și de persoane care o să vină din alte părți din țară sau din străinătate. Ți se pare că se aseamănă în mare măsură cu Bucureștiul? Pentru că știu că înainte să înceapă lucrările era un termen de comparație capitala pentru acest centru al nostru. Cred că până la urmă toate centrele istorice au câteva puncte comune, dar mai mult decât să-l compar pe al Craiovei cu al Bucureștiului, l-aș compara cu al Sibiului. Nu știu de ce, de fiecare dată când am trecut prin pe la Răscuciul Mic, prin piața Sfântul Dumitru, îmi lasă impresia că aș fi în Sibiu. Într-adevăr, cu mici modificări sau mici diferențe specifice zonei noastre, care puse în practică arată foarte bine și mă refer aici la tot felul de băncuțe. Am văzut că prin apropiere, prin centru istoric, o să apară și niște, sau au apărut deja, niște spațiu verde, niște fântâni arteziene, deci mici adaosuri binevenite în peisaj. Ce părere îți lasă vis-a-vis de potențialul turistic al zonei? O să avem posibilitatea să atragem mai mulți turiști prin asta sau nu e suficient, mai avem nevoie de ceva? Bineînțeles, până la urmă, elementul nou există și asta atrage întotdeauna. Și Sibiul, până la urmă, înainte să aibă centrul istoric renovat, era o destinație turistică, dar nu se compara cu gradul de vizitare la care a ajuns după ce a fost renovat centrul. Același lucru este valabil și pentru București. Sunt convinsă că și în cazul Craiovei o să se aplice același principiu. Știu că este multă lume care vine chiar din țară sau din străinătate, poate în drum spre alte zone ale țării, trece prin Craiova și vizitează orașul, dar sunt convinsă că acum, cu centrul istoric renovat, Craiova o să devină o destinație în sine. Deci doar pentru această experiență de a vedea măcar de curiozitate cum arată centrul renovat al Craiovei, sunt convinsă că o să fie mult mai atractiv pentru turiști. Și bănuiesc că și faptul că a fost recent redeschis Muzeul de Artă, se întâmplă cam în aceeași perioadă, o să ne ajute, pentru că vor fi destui oameni care vor să vadă cum arată muzeul acum după reabilitare. Ne ajută și lucrul ăsta. Desigur, renovarea centrului istoric o să fie un obiectiv în sine, cum spuneam, o să fie mulți oameni care o să vrea să vină pentru asta, dar până la urmă, atunci când vii într-o nouă destinație și vorbim aici despre Craiova ca posibilă destinație de city break în țară, pentru oameni care vor să petreacă o zi sau poate un weekend aici, este important să mai existe și alte repere de jur împrejur sau în apropierea centrului istoric care să-i atragă din diferite puncte de vedere și mă refer aici în special la cel cultural. De asta este binevenit faptul că toată zona centrală, centrul istoric, este înconjurată de muzee, de clădirile care adăpostesc instituțiile culturale ale orașului, astfel încât turiștii pot să facă un pic de vizită culturală, un pic de promenadă prin centru. Sunt convinsă că și faptul că acum vine vara și o să fie și terasele deschise, pub-uri, cluburi cu tot felul de oferte de distracție, o să conteze și asta foarte mult. Și atunci putem spune că o să oferim sau o să putem oferi ca și oraș
câteva zile foarte drăguțe oricui vrea să vină să viziteze, bineînțeles, defalcat pe ceea ce își dorește fiecare, cum spuneam. Unii poate vin la distracție, unii poate vin din curiozitate, unii vin din dorința de a vizita, știu eu, la Muzeul de Artă Operele lui Brâncuș. Deci, ca oraș, cred că avem o ofertă foarte diversă din punct de vedere turistic și cultural, care cred că în urma deschiderii centrului istoric o să fie foarte interesantă pentru, cel puțin pentru românii din alte orașe. O să îi rog pe colegii mei din regie să ne și pună niște imagini cu noul centru. Sunt imagini de acum vreo 2 săptămâni, cred, dar oricum în mare s-a păstrat aceleași lucruri. Între timp aș vrea, pentru că tot ai adus vorba de terase, să vorbim puțin de partea asta, pentru că Sibiul, prin comparație, este cumva mai apropiat de Craiova în sensul că nu are un centru atât de înțesat de terase. Este mai mult concentrat pe spații deschise. În schimb, Bucureștiul este arhiaglomerat și asta l-a făcut celebru pentru toți vizitatorii din ultima perioadă. Eu nu prea văd unde o să apară terasele, pentru că noi avem foarte multe spații comerciale în centru. Este ăsta un lucru bun sau nu este? Din nou, depinde, în primul rând, de omul care vine să viziteze și ce caută. Și aici cred că un rol foarte important sau chiar esențial, aș putea spune, ar fi să avem ca și oraș, ca și conducerea orașului, o strategie pe care vrem să mergem. Și atunci dacă noi am decide că vrem să devenim sau să avem un centru istoric cu terase care să atragă în special tineri sau acest gen de turiști care sunt mai mult interesați de partea de distracție sau de petrecere a timpului liber, cred că așa cum s-a putut interveni pentru repararea fațadelor sau pentru diverse alte lucruri în centru istoric, se poate interveni și ca anumite magazine să-și schimbe specificul, să devină terase sau restaurante. Într-adevăr, există deja în centrul istoric mai multe astfel de spații destinate recreerii până la urmă, dar într-adevăr nu par a fi suficiente. Să sperăm că în 2 săptămâni poate vom mai avea parte de câteva surprize și vor mai apărea câteva, cel puțin terase, pentru că deocamdată aici mi se pare că ducem lipsa. Pe de altă parte, sunt foarte multe orașe și din străinătate care atunci când și-au renovat centrele istorice au păstrat artere comerciale. Și atunci sunt câteva exemple celebre. Ar putea și Craiova să devină o astfel de destinație în cazul în care străzi ca Lipscan sau, știu eu, România Muncitoare să aibă la parterul caselor istorice care le mărginesc magazine, ar trebui să fie, bineînțeles, magazine de foarte bună calitate, magazine de firme care să și atragă. Oarecum diversificată, pentru că, de exemplu, pe Lipscan știm cu toții că sunt magazinele cu rochii de mireasă. Exact, da. Ar trebui să fie și din acest punct de vedere o ofertă mai diversă, din punct de vedere al shoppingului, să zic așa, pentru că o să înceapă să se adreseze mai mult turiștilor decât localnicilor și puțin probabil să vină turiști în Craiova să-și cumpere rochii de mireasă. De asta, într-adevăr, ai dreptate, ar trebui să existe oarecare, o paletă mai largă și din acest punct de vedere. Ce am mai observat în timp ce s-a renovat centrul istoric, am apreciat, cum spuneam și mai devreme, faptul că mai există și niște spații verzi, deși multă lume pare să vadă doar betoanele sau dalele care s-au pus acolo, dar nu, există și spații verzi, există și niște fântâni arteziene. Am văzut că s-au făcut foarte multe demersuri pentru înfrumusețarea spațiului, chiar dacă la unele dintre ele am rezervele mele și o să fiu aici mai concret. Am văzut că s-au amplasat la un moment dat niște căruțe de lemn, da. Căruțe da, tradiționale da, cu da, flori, da. Care de ce sunt foarte frumoase și atrag și sunt colorate, sunt vesele, sunt binevenite în general într-un cadru mai specific. Da, sunt de obicei mai potrivite într-un spațiu rural sau da, cu un specific rustic. Și aici a fost cam una dintre singurele probleme pe care le-am identificat eu în felul în care a fost restaurat
bine, asta nu ține neapărat de restaurare, de înfrumusețare mai mult, centrul istoric, pentru că simt că s-ar fi putut aduce niște piese de decor urban care să fie caracteristice perioadei pentru care noi vrem să facem centrul istoric reprezentativ. Și știu că s-a pus foarte mult accent și s-a discutat foarte mult și la primărie pe ideea că vrem să avem un centru urban caracteristic perioadei Belle Époque. Da. Era vorba și de aducerea unor statui specifice și atunci, din punctul meu de vedere, cred că ar fost mai binevenite niște piese de mobilier. Și chiar am scris pe pagina de Facebook a asociației un post în acest sens și pentru că nu-mi place să critic fără să dau o soluție sau o idee pozitivă, îmi place să-mi aduc un feedback constructiv, chiar recomandam acolo că poate ar fost binevenite tot în ideea de car cu flori, niște calești sau niște trăsuri înțesate cu flori, dar într-un stil mai elegant care să redea specificul centrului istoric. Dar până la urmă sunt detalii, sunt amănunte, sunt lucruri care pot fi modificate pe parcurs și sunt convinsă că în final, peste o săptămână sau când ziceau că pe 15 mai parcă, că se inaugurează centrul istoric, o să avem unul fascinant, care să placă atât localnicilor, pentru că este foarte important și acest aspect, dar și turiștilor care o să treacă prin oraș. Voiam să te întreb despre arta urbană, pentru că am văzut că acum pe ultima 100 de metri au fost angrenați foarte mulți elevi de la Liceul de Artă Marin Storescu din Craiova pentru diferite lucrări care să se concentreze mai mult în spațiul centrului. Ce părere ai despre aceste lucrări? Au fost niște mozaicuri, am văzut, și ceva graffiti pe unele, cutiile, în unele zone. Da. Da. În general, ideea este foarte bună, este binevenită, din două aspecte, din punctul meu de vedere. Primul ar fi, bineînțeles, înfrumusețarea spațiului, înfrumusețarea urbană. Și, într-adevăr, orice pată de culoare are farmecul ei. Mă refer aici, exact cum ai spus, la mozaicurile care decorează vasele, ghivecele de flori din zona centrală, dar și la acele cutii de electricitate din centrul istoric și nu numai. Și în al doilea rând, cred că este un lucru bun prin faptul că au fost implicați membrii ai comunității. Atunci când membrii comunității, locuitorii, se implică în astfel de acțiuni, este un semn că avem parte de o comunitate legată, unită, care poate să meargă împreună către un țel mai înalt. Mă rog, deocamdată noi tindem la Craiova Capitală Culturală Europeană, dar este un început. Și de altfel noi mergem la fel, pentru că am început în ideea unei comparații cu Sibiul. Sibiul este vestit pentru faptul că mare parte din succesul turistic și cultural pe care îl are se datorează faptului că în toate evenimentele și inițiativele derulate au implicat foarte mult comunitatea și au toate proiectele, inclusiv celebrul Festival Internațional de Teatru de la Sibiu, realizat în mare parte cu ajutorul voluntarilor, la fel, elevi, studenți, unii dintre ei localnici, alții sunt chiar veniți din țară. Și atâta timp cât și noi, la nivel de Craiova, putem să implicăm în comunitatea locală, cred că este un mare plus faptul că au fost implicați elevii de la Liceul de Artă în frumusețarea centrului. Vis-a-vis de această implicare a comunității, am observat că primăria, cât și Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană sunt destul de deschise către blogosferă și chiar au cerut sprijinul blogărilor locali pentru a susține proiectele derulate în ultima vreme. Aș vrea să îmi spui cât de important este ca această comunitate online locală să se implice pentru acest țel pe care îl avem deocamdată de a deveni Craiova Capitală Culturală Europeană? Cred că lucrurile trebuie luate un pic mai din spate și anume de la faptul că noi ca și oraș, până de curând, sau poate chiar și în prezent pentru anumiți oameni, nu avem o imagine foarte bună la nivel național. Știu că se încearcă pe toate metodele schimbarea imaginii, care într-adevăr s-a și îmbunătățit faptic foarte mult, dar cred că rolul comunității online, a blogărilor, a blogosferii în principiu, este foarte important pentru că acum informația
se transmite mult mai ușor prin intermediul internetului. Și atunci, orice blogger care scrie despre Craiova, orice persoană care are un site chiar și de știri sau nu neapărat un blog, care scrie un articol despre un eveniment care se derulează în Craiova, despre modificările care au loc, despre înfrumusețările urbane, despre centrul istoric care a fost renovat și așa mai departe, fiecare poate ajunge la un prieten pe care îl are la Iași, la Cluj, la Constanța, la București și așa mai departe. Și orice informație pe care noi o transmitem, fiind o informație pozitivă, pentru că de obicei și noi atunci când scriem despre orașul nostru ne place să scriem despre lucrurile frumoase, chiar dacă noi trăind aici poate vedem și o altă parte a paharului, dar scriind despre lucrurile acestea, informația se propagă mult mai ușor prin intermediul internetului și de asta cred că este o alegere înțeleaptă ca Asociația Craiova Capitală Culturală să sprijine demersurile blogosferei în această inițiativă. Și chiar de curând s-a derulat un astfel de concurs, o competiție lansată de cei de la Casa de Cultură Traian Demetrescu, prin care încurajau bloggerii locali și nu numai, să scrie despre activitățile care au loc în activitățile culturale, bineînțeles, care au loc în Craiova în această perioadă. Și cred că s-a terminat ieri sau alaltă competiția și din ce am văzut au fost atât blogări din Craiova câștigători, cât și blogări din afara Craiovei. Și dacă nu mă înșel, cred că cei din afara Craiovei care au câștigat au scris la fel despre niște evenimente din Craiova la care le-ar fi plăcut să participe, au scris niște articole foarte bune și sunt invitați în Craiova, dacă nu mă înșel, cred că sâmbătă aceasta, să vină să-și ridice, bineînțeles, premiile, a fost un concurs cu premii și să vadă orașul. Și din nou, orice astfel de inițiativă este foarte bună, mai ales aceasta prin care sunt aduși bloggeri din afară parte, să vadă cu ochii lor, pentru că oricum nu, nimic este nu același poate, sentiment, exact, da, nu poate să concureze nu, cu... nu ești la fața locului. Exact. Și atunci ei o să vadă și sunt sigură că o să scrie mai departe despre cum s-au simțit aici, despre ce au văzut aici, despre ce au putut să discute cu oamenii din Craiova, despre Craiova, bineînțeles. Și din nou, ceea ce vor scrie ei va ajunge mai departe la cititorilor și astfel se va propaga informația mai departe. Deci orice astfel de inițiativă este pozitivă și eu chiar îndemn și bloggerii să facă primul pas cu astfel de idei, cu propuneri către asociație, dar și asociația să vină să le ceară ajutorul. Este foarte bine că asociația este alcătuită din oameni destul de tineri care sunt deschiși la astfel de lucruri și au realizat care este importanța atât a internetului cât și a implicării tinerilor artiști, pentru că foarte multe din lucrările de artă stradală au fost realizate de tineri, fie aduși din afară, fie chiar din comunitate, așa cum ai spus și tu. Să vedem ce ne rezervă pe mai departe, pentru că acum o să avem și centrul amenajat, deja avem niște evenimente împământenite, la anul va fi festivalul Shakespeare și rămâne de văzut ce alte lucruri mai pregătesc pentru acest proiect 2021. Sigur, eu sunt deocamdată curioasă să văd cum o să se desfășoare inaugurarea centrului istoric, mai ales că pentru chiar una din primele zile de după inaugurare se pregătește Festivalul European de Film, cred, dacă nu mă înșel, da. Care o să aibă loc atât în centrul istoric cât și la Teatrul Colibri. Pe mai multe zile o să fie mai multe proiecții cinematografice. Și chiar sunt curioasă să văd cum o să fie proiecția din centrul istoric. Cred că este prima dată când nu o să se desfășoare un astfel de eveniment în piața prefecturii și o să fie în piața Frații Buzeci. Și sunt foarte curioasă și abia aștept să se deschidă centrul istoric cu un eveniment. Pentru că este foarte important să se deschidă centrul, dar și să avem o ofertă de evenimente prin care să atragem oamenii acolo. Suntem și noi curioși și sunt convinsă că o să avem niște invitații în perioada aceea care să ne spună mai multe despre eveniment. Între timp, ni s-a terminat și nouă timpul, nici n-am simțit din nou cum a zburat. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și astăzi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare plăcere și sperăm să ne vedem curând și să mai schimbăm câteva idei. Sigur. Luăm o scurtă pauză, revenim în câteva minute cu vicepreședintele JCI Craiova, Mircea Ungureanu.
undeva la 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice, între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Sunt Oana Olaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei. Am revenit în studio și, așa cum vă spuneam înainte de pauză, l-am alături de mine pe Mircea Ungureanu, vicepreședinte JCI Craiova, care o să ne spună câteva lucruri despre două evenimente, unul care a avut loc astăzi și unul care va avea loc săptămâna viitoare, mai exact în ziua de joi. Salutare și bine ai venit! Salutare și telespectatorilor noastre! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Cu mare plăcere! Mai ales că vorbim despre două lucruri foarte interesante. Pe de o parte, conferința, seminarul de digital marketing care a avut loc în această dimineață. Sunt și eu pasionată de digital marketing, așa că vreau să aflu mai multe. Și îmi spunea Mircea înainte de pauză că joi are loc un eveniment care mi s-a părut cu atât mai interesant pentru că, spune el, ne poate învăța cum să ne schimbăm viața în 7 zile. Chiar sunt curioasă cum putem face asta. Hai să vorbim puțin de digital marketing inițial. Ca să vorbim de digital marketing, trebuie să vorbim de JCI. JCI este o organizație uriașă la nivel mondial, are membri marcanți care au fost președinți ai Statelor Unite, spre exemplu, sau se află în momentul ăsta în poziții marcante în Germania, în Japonia, în, eu știu, în Portugalia, după cum o să vedeți, în America. Sunt oameni care se implică foarte mult și au un spirit civic foarte puternic și vin foarte mult în zona asta de antreprenorial. Și atunci, Filipe este unul din ei, este unul din foștii președinți ai JCI Portugalia și fondatori ai JCI Portugalia. El a venit la noi în țară mai de mult, este însă printre primele dăți la noi în Craiova, am reușit să-l aducem și la noi în fața viitorilor antreprenori craioveni. Și Filipe are câteva specializări, am putea vorbi despre networking, am putea vorbi despre digital marketing. El a avut acest seminar, a fost gratuit în cadrul Universității din Craiova, unde au fost prezenți tinerii care au dorit și au putut să vină. Filipe Carrera, ca să spunem și numele complet.
cât interes prezintă temele de digital marketing și de networking pentru publicul craiovean? Știu că voi ați mai avut evenimente pe tema asta de networking și deja v-ați făcut o idee despre cât de deschiși sunt tinerii pentru acest subiect. Dacă discutăm în contextul business-ului, networking-ul și digital marketing-ul clar sunt niște subiecte fierbinți și Filipe le abordează foarte actual, dacă vreți. Uh-huh. Sunt foarte mulți profesori din zilele de azi care predau manuale învechite sau care nu sunt actualizate. Filipe nu e unul dintre ei. Filipe este un profet actual, dacă vrei. El suscită interes acolo unde merge, atât prin prisma faptului că este un tip extrem de carismatic, cât și prin prisma faptului că are o groază de experiențe, are o groază de cărți, este, spre exemplu, președintele, dăm voie să mă chinui un pic să-mi aduc aminte, este Asociația Globală Așa? De dezvoltare americană. Asociația Globală Americană de Dezvoltare și Training din Portugalia. Wow, și ne-a ieșit din prima. Bravo. Ei bine, Filipe fiind implicat în atâtea proiecte și având atâtea experiență, este un om foarte actual și atunci el pune aceste experiențe în aceste training-uri și cu siguranță ele suscită interes și sunt plăcute. Nu sunt niște training-uri extrem de, dacă vrei, tehnice. Ele sunt împănate cu glumele și cu carisma lui Filipe, care este un tip foarte bun om și foarte plăcut, așa, de digerat, dacă vreți. Ce evenimente mai pregătește JCI pe partea asta în perioada imediat următoare? Noi avem evenimente lunare și ceea ce se întâmplă în JCI este că fiecare membru își asumă atât cât poate și cum poate implicarea în aceste tipuri de evenimente. Spre exemplu, Iulian Tănase are o groază de evenimente proprii. El este foarte mult în zona de verde, dacă vreți, de adică mediu, de eco, da. Cycling Day, unde ne plimbăm cu bicicleta, avem business pe bicicletă, unde la fel facem business pe bicicletă, avem Earth Hour, unde sărbătorim o oră de întuneric, ca să zicem așa, și salvăm resursele planetei. Da. Apoi îl avem pe Cătălin Zanfir, actualul președinte, Iulian Tănase este immediate past president, adică este fostul președinte. Cătălin Zanfir a venit cu un suflu nou, cu foarte multă forță și insuflă câteva evenimente noi cu care vine el în zona de antreprenoriat. Spre exemplu, are acum un eveniment săptămâna viitoare, startup, adică referitor sau, mă rog, în zona de startup-uri, unde câțiva tineri craioveni care au reușit, au luat-o de la zero, în jurul vârstei de 20-30 de ani sunt toți și vin și își expun poveștile. Atunci asta arată că se poate să ai un vis, se poate să-l feliezi foarte atent, se poate să studiezi foarte atent avantajele tale concurențiale, care sunt abilitățile tale, care e piața, care sunt rețetele noi cu care vii tu. Și uite, sunt tineri care au această poveste pe care pot să o spună chiar și la noi aici în Craiova. De asemenea, vorbim de Adina Călăfăteanu, care este, și iar mă gândesc foarte atent să nu spun o prostie, să nu fac o gafă, este consilier al Consiliului Europei sau consultant al Consiliului Europei, ceea ce iarăși este o poziție extremă și extrem de interesantă și cu foarte mari responsabilități, și are la fel proiectele ei, spre exemplu Academia de Training, unde diferiți indivizi care au aceste experiențe pe care pot să le împărtășească și au și o abilitate de a forma persoane din fața lor, vin și își aleg diferite subiecte, așa cum putem vorbi despre Filipe. Da? Adică este o personalitate, are o experiență grozavă, are capacitatea de a forma, el și predă în foarte multe universități, chiar și în România. Dacă nu mă înșel, în Târgu Jiu, de asta a fost săptămâna asta, în București este destul de des și s-ar putea să-mi scape, dar mai sunt și altele, și el a avut traininguri, și iarăși mă gândesc foarte atent să nu spun o grozăvie, în peste 50 de țări de pe 4 continente. Wow. Mi se pare că este un globetrotter destul de interesant, care are ce povești să spună și îmbracă lucrurile astea într-o carismă proprie interesantă și e foarte plăcut să fie acolo. Deja îmi pare rău că l-am ratat. Acum să vorbim și de evenimentul de joi, pentru că eu chiar sunt curioasă cum pot să-mi schimb viața în 7 zile.
nu sunt 7 zile consecutive sau nu vindem ideea de 7 zile consecutive, okay, ci vindem ideea de 7 pași, 7 milestone-uri, 7 zile pe care, mm-hmm, ți le alegi. Îmi place vorbim... cifra 7, sunt născută pe 7-a 7-a, deci mi se potrivește foarte bine acest eveniment, să știți. Discutând despre această conferință, trebuie să spun că este o conferință motivațională. Suntem trei parteneri, Cristian Nicolae și Romeo Popescu. Romeo Popescu este numerolog, este o știință destul de exactă care studiază algoritmele în care se așează lumea de azi. Data chiar asta poate să-ți spună ce înseamnă 7-a 7-a. Da, da, da. Spre exemplu, mie mi-a determinat, ca să creăm o paralelă interesantă, că data nașterii mele are, într-o formulă de-a lui, a determinat un număr propriu mie care are 4 de 7. Și el spune că sunt un tip extrem de norocos care se descurcă în orice situație. Eu m-am gândit că aș avea... Da, merge tot 4, pentru că sunt născută în 86, 8, 6, 14, sunt niște algoritmi. 2, 7, deci deja sunt 2 de 7 plus 7 a 7. Da, și uite, și numărul meu de telefon are 4 de 7 în el, fără să vreau, și l-am ales întâmplător, nu mi-am dat seama. Deci se pare că te urmărește chestia asta, uh-huh, dacă stai bine să te gândești. Ei bine, Romeo asta face, îți spune într-un algoritm pe care îl face vizibil lucrurile care ți se întâmplă în viață și probabil că creează aceste modele, aceste pattern-uri pe care tu le poți înțelege într-un anumit fel și prin anumite proiecții pe care ți le faci singur, poți să gândești dacă lucrurile pe care vrei să le faci sunt bune sau rele, poți să-ți asumi asta singur, dar unii dintre noi e clar că avem anumite abilități. Uite, vorbind cu cunoștințe din jurul meu, știi că nimeni nu e profet în țara lui, da? Și atunci toată lumea mă întreabă, dar ce e asta numerologie? Ei bine, trebuie să stabilim un lucru. Nu e vorba de o vrăjitorie aici, da? Vorbim de un lucru foarte, foarte interesant. E clar că tu ai abilitățile tale, eu le am pe ale mele, da? Dacă Romeo o să calculeze data nașterii și anumite evenimente din viața ta, o să vezi că acele cifre sunt corelate cu abilitățile tale. Asta înseamnă că Romeo nu o să spună că cifrele alea sunt ale tale și nu sunt și ale mele. Adică ceea ce înseamnă 7 la tine înseamnă și la mine. Dacă 7 la tine înseamnă noroc, și la mine înseamnă noroc. Da? Atunci dacă tu ești o tipă norocoasă și eu sunt un tip norocos și amândoi avem 7, înseamnă că Romeo știe ce spune. Corect? Corect. Alții au 8, alții au 5, alții au 3, alții au 4 de 3 sau 7 de 7, nu știu. El determină lucrurile astea, dar asta arată anumite abilități. Aceste abilități te pot ajuta să-ți canalizezi energia într-un mod corect. Adică, dacă nu ești un tip tehnic, atunci fii un tip carismatic sau invers. Da? El te ajută să înțelegi anumite aspecte. După Romeo urmează Cristian. Cristian este un tip extrem de inspirațional, este, nu știu dacă are gradul ăsta de comparație, dar așa îmi place să-mi spun, este un tip extrem de puternic, este o forță vie, e un tip care e în stare să miște munții și are o forță și îl simți când îl vezi pe scenă, că transmite anumite lucruri pe care te încarcă din punctul ăsta de vedere. Deci Romeo îți arată anumite căi, Cristian te încarcă și îți garantez că are un moment absolut incredibil în cadrul conferinței, pe care îl pregătește cu mare atenție și pentru oamenii sensibili va fi un moment extrem de puternic. Extrem de puternic. Am omis să spunem și o spun acum ca să nu scăpăm informația asta că este vitală. Conferința, seminarul sau conferința are loc joi la ora 17 la Filarmonica Oltenia. Nu am precizat lucrul acesta. Mulțumesc frumos. Așa. Și se cheamă Viața 9 în 7 zile, dacă să revenim. Viața 9 în 7 zile, da. Bun. Spuneam deci că mai întâi Romeo ne arată niște lucruri, ne relevă niște calități și niște abilități, vine apoi Cristian și ne inspiră cu forța lui, cu energia asta pe care o are. Sarcina mea în final este să arăt anumite date statistice în legătură cu fericirea, pentru că până la urmă toți asta căutăm, de mici copii, de aia ne place gustul dulce și îl urâm pe la amar, pentru că suntem în căutarea fericirii de când ne naștem. Este o căutare oarecum sortită eșecului, dacă vrei, atâta timp cât nu ai și înțelepciunea care stă în spatele acestui lucru. Adică trebuie să înțelegem că starea de fericire e o stare și că pentru a o câștiga trebuie să avem oarecare înțelepciune și un echilibru intern extrem de puternic.
Și atunci eu am undeva în jur de 3 ani de zile în spate de când studiez acest subiect, fericirea. Acum am obținut și un certificat în zona respectivă. Este universitate în state, University of California, Berkeley, unde m-am înscris și am obținut acest atestat, pentru că ei fiind foarte avansați atât în business cât și în individual, în coaching-ul individual, coaching-ul individual, fiind foarte avansați în această zonă, ei au deja tool-uri foarte clare în zona de fericire, determină nivelul tău de motivație, determină abilitățile tale, te ajută să înțelegi problemele tale un pic mai ușor. Dar nu știu cum se face că de regulă americanii au astfel de lucruri inspiraționale și motivaționale. Mă gândesc dacă sunt mai puțin fericiți decât noi, dacă simt nevoia asta să fericească mai multă lume. E un paradox, vezi, noi avem 20 de ani de zile de libertate, ca să zic așa, și societatea noastră acum se dezvoltă. Nu mă erigez într-un analist de genul ăsta și nu-mi doresc asta, dar e clar pentru toată lumea că noi acum începem să gustăm din gustul ăsta libertății. Poate au fost ani de zile după Revoluție în care de-abia am înțeles ce ni se întâmplă. Ei, poate avem acum o oarecare adolescență în care încercăm să prindem aceste gusturi. Ei au câteva sute de ani în spate de evoluție constantă, nu i-a presat nimeni din niciun punct de vedere, ba din potrivă, ei au fost cei care au fost mediatorii anumitor conflicte și atunci îți dai seama că au avut timp și bani să investească în aceste studii. Pentru că societatea lor civilă e extrem de bine dezvoltată, știm cu toții că acolo lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite de ceea ce se întâmplă în Europa, nu vorbim de România. Da, exact. Bun, nu spun că sunt mai bune sau mai rele, sunt diferite. Da? Și atunci această diferență, sau mă rog, aceste idei de fericire la ei au fost studiate un pic mai mult decât la noi din anumite conjuncturi. Acolo sunt și mult mai mulți bani, sunt și universități mai puternice și au cercetători care se pot specializa pe diferite nișe. Și există în momentul ăsta oameni care studiază fericirea de foarte mulți ani deja. De fapt, dacă stăm să ne gândim de la Freud încoace, care reprezintă, este exponentul științei veche a fericirii, noi am tratat nefericirea. Da? Și a fost undeva un declic când am început să tratăm cu adevărat fericirea. Adică în Freud era cel care strata nefericirile și problemele tale. Da? Era o orientare cumva negativă, adică hai să îndreptăm ceea ce este negativ, acum ne concentrăm direct pe latura pozitivă. Exact, acum contrabalansăm, asta este ideea. Da? Dacă aici aveam o problemă și încercam să tratăm acea problemă, acum de fapt venim să contrabalansăm și să aducem lucrurile mari, lucrurile frumoase în prim plan, și mulțumesc pentru ajutor. Cu plăcere. Fiind un subiect atât de abstract, este greu să-l explici în cuvinte ușoare și pe înțeles tuturor. Și atunci încercăm, așa cum spuneam, să aducem în prim plan partea bună a lucrurilor, compensând lucrurile astea, pentru că până la urmă echilibru în viață face diferența. Un om echilibrat va ști să medieze între cele două părți ale lui, va ști să se ferească de lucrurile negative, de oamenii care îl trag în jos, de probleme, va ști să le înțeleagă, va ști să fie acel pilot al propriului avion care ferește furtunile și ajunge așa cum trebuie la destinație. Cam asta este povestea fericirii. Da. Și de fapt, mult mai multe ne așteaptă joi, dar măcar știm de unde pornim. Avem acum o idee. Eu deja sunt curioasă și îmi doresc să particip. Sper să nu intervină nimic între timp. Din păcate, și timpul s-a cam scurs. Nici nu mi-am dat seama când. Mi se pare că este un subiect despre care am putea vorbi ore în șir fără să ne plictisim. Dar promit să te mai invit și să ne spui mai multe cu altă ocazie. Mulțumesc frumos ție, Alege TV și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc frumos și vă invităm la conferință joi. Îți mulțumim și noi, luăm din nou o scurtă pauză și revenim cu Mirela Marinescu, jurnalist cultural, ca să vă povestim despre un eveniment important care va avea loc începând de luni. Undeva la
2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice. Între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni, doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Sunt Oana Olaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii și, așa cum vă spuneam, am alături de mine pe Mirela Marinescu, jurnalist cultural, care o să ne spună ce eveniment major de cultură va avea loc săptămâna viitoare. Da, în perioada 12-17 mai, Caracalul va deveni regalul teatrului, pentru că acolo, de 5 ediții încoace, se desfășoară un festival de teatru. Până în acest an au fost piese ale teatrelor din București. Este pentru prima dată când anul acesta vine, este invitat și Teatrul Național din Cluj-Napoca cu o piesă care va încheia, de fapt, regalul teatral de la Caracal în ultima zi de festival. Festivalul începe de luni și se desfășoară până pe 17, corect? Da, începe pe 12 mai, de la ora 19, majoritatea spectacolelor încep de la ora asta, cu mici excepții pe care vi le voi spune. La ora 19, în prima seară, pe scena de la teatrului, frumosului teatru din Caracal, pe care eu încă nu l-am văzut și aștept cu nerăbdare să ajung acolo, poate chiar cu ocazia este festivalului. Este o clădire extraordinar de frumoasă, e o bijuterie, aș putea spune. Vor ca Oana Pelea și într-o piesă Naum, de Gelu Naum, o piesă frumoasă alături de, în regia Mariei Cămărășani, dacă nu greșesc, Cămărășani. După aceea, oaspete de seamă la Caracal va fi Horațiu Mălăele, care vine cu două piese. Da, va veni cu două piese, va veni atât din postura de regizor, pentru că el semnează regia acestor două spectacole, dar va urca și pe scenă alături de actori tineri. Prima piesă, o piesă care a avut critici foarte bune și așteptată de publicul oltean, pentru că nu vor veni doar cei din Caracal la teatru, este Jocul vieții și al morții. Este un spectacol despre sfârșitul lumii și despre un alt început.
Alături de Horațiu Mălele va urca pe scenă chiar fiul său, în rolul fiului, își va juca rolul din viața reală și pe scenă. De asemenea, vor mai fi alții tineri actori, Crina Semciuc, Larii Georgescu, care este actorul nostru de aici din Craiova și bun prieten al meu și abia aștept să-l văd, sper să ajung la spectacol. Larii este, ne mărturisea într-o convorbire telefonică că este a doua sa colaborare cu Horațiu Mălele și dacă prima Horațiu Mălele a stat doar în fotoliu de regizor, de data aceasta în Jocul Vieții și al Morții, care se va juca miercuri 13 mai de la ora 19, vor împărți scena. Spunea că este o mare plăcere pentru el. Horațiu Mălele este ca un fenomen al naturii și a-l avea alături de scenă pentru un tânăr actor este un mare câștig. Pentru că este un actor care se dedică celor care se află la început de drum sau care își doresc o carieră în actorie. De asemenea, spuneam că Horațiu Mălele vine cu două spectacole. Cel de-al doilea spectacol, care se va juca joi de la ora 19, este Lecția, de Eugen Ionesco. Este, de fapt, o farsă tragică. Așa este Lecția ionesciană în viziunea lui Horațiu Mălele și, de această dată, pe scenă, alături de el, vor urca tineri actori. Unul dintre cei mai cunoscuți este Ailin Cadâr, pe care publicul o știe și de la televiziune. De asemenea, va fi Natalia Călin, Victoria Dicu. Dacă uit pe cineva, să mă ierte, nu era intenție. Și pentru că teatrul nu se adresează doar maturilor, vineri și sâmbătă dimineață de la ora 11 și micuții iubitori de teatru pot vedea de la ora 11 două spectacole ale Teatrului Țăndărică. Dacă vineri vor avea întâlnire cu Albă ca zăpada, sâmbătă de dimineață vor porni și ei alături de Cocoș în căutarea punguței cu doi bani. Să știi că m-aș alinia și eu șirului de copii care merg la teatru vineri sau sâmbătă, pentru că mi-este tare dor să văd o piesă și Teatrul Țăndărică are niște spectacole care merită văzute. Da, este adevărat ceea ce spui tu. Teatrul Țăndărică este un teatru renumit, este un teatru apreciat, nu numai la nivel național, ci și internațional. Tot vineri, că dacă cei mici sunt de dimineață de la 11, seara pot să meargă din nou părinții la teatru, pentru că de la ora 19, vineri pe 15 mai, cortina se va ridica pentru actorii teatrului Asociației Inspira, care vor veni cu piesa Făm loc, în regia lui Radu Beligan. Foarte interesant. Da, sperăm că va avea succes și acest spectacol. El se bucură de succes în București și în alte țări. Și trezește interes oricum. Da. Dacă auzi numele Radu Beligan, automat îți dorești să da, vezi. Da, dânsul în ultima perioadă s-a dedicat și regizoratului și piesele pe care am avut ocazia să le văd au fost piese foarte bune. De fapt, nici nu ne putem aștepta la altceva de la domnia sa. După atâția ani pe scenă. Corect. Ce să vă mai spun? Spuneam că pentru prima dată în acest an, la festivalul de la Caracal, care am uitat să vă menționez un lucru foarte important, este o inițiativă a Mișcării de Rezistență. Acest festival este dedicat memoriei lui Amza Pelea. Așa se și intitulează festivalul de la Caracal, In Memoriam Amza Pelea. Vă spuneam că o premieră în acest an, la cea de-a cincea ediție, va veni invitat un Teatrul Național din Cluj-Napoca cu o piesă foarte bună, Sunt Ziana și Prepelea, de Vasile Alexandri. Directorul teatrului din Caracal ne mărturisea că deja biletele sunt vândute în proporție de 80%, deja festivalul are un public care deja s-a obișnuit cu acest eveniment. Da, s-a obișnuit și întreabă ce spectacole vin, de unde luăm biletele. Oricum, pentru cei 20% care au mai rămas, să știți că biletele se găsesc la Agenția Teatrului din Caracal și prețul lor variază între 40 și 80 în funcție de spectacol.
Chiar este un regal teatral în săptămâna viitoare la Caracal și ar fi păcat dacă avem o seară liberă să nu dăm o fugă până acolo, pentru că este și aproape de Craiova și sunt niște spectacole renumite. Eu sper din tot sufletul ca pe parcurs la următoarele ediții să vină și mai multe piese din alte orașe, să devină un festival cumva național care să angreneze mai multe teatre din țară și de ce nu și teatrul din Craiova. Da, ar fi interesant, nu știu ce se întâmplă. Totuși am să mai fac o rectificare, am uitat să menționez un spectacol de sâmbătă seara de la ora 19, este al Naționalului Craiovean, al Naționalului Bucureștean. Da, tot am zis da. Eu. M-am rămas cu Naționalul Craiovean, este Naționalul Bucureștean, Fata din Curcubeu. Ce nume frumos! Da, din Curcubeu va coborî o fată. O să-i lăsăm pe... Oricum este o invitație nu numai pentru cei din Caracal, pentru toți oltenii, pentru toată lumea, să vină la Caracal, să descopere acest oraș frumos, acest teatru minunat. Eu am trecut chiar săptămâna trecută prin Caracal în drumurile mele și am avut surpriza să redescoper pe lângă clădiri noi, clădiri foarte vechi, foarte frumoase. Caracal este un oraș mic, dar frumos. Și acolo teatru pulsează și va pulsa în perioada aceasta între 12 mai și 17 destul de intens, pentru că vor veni nume importante din lumea teatrului românesc acolo la Caracal, la noi în Oltenia. Mirela, îți mulțumesc foarte mult că ai venit să ne împărtășești toate aceste informații utile pentru cei 20% care încă mai pot achiziționa bilete, așa că ar trebui să vă cam grăbiți. Sper să ajungem și noi și să vedem măcar câteva dintre spectacole. Ar fi frumos și interesant. Și să vedem ce ne mai pregătește această viață culturală a Olteniei. Cam asta a fost pentru emisiunea de astăzi, s-a terminat timpul, dar promit că data viitoare o să mai vorbim despre alte evenimente care urmează să aibă loc, așa cum zicea și Dana Ilie, vom avea și Festivalul European de Film, care poposește în Craiova, caravana festivalului. Până data viitoare, aveți grijă de voi și să aveți o săptămână frumoasă. La revedere!